Bun găsit la Market Briefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Avem o introducere deja familiară, din fericire. Lucrurile sunt însă aproape întotdeauna diferite în piețele financiare. Nu sunt însă aceleași grade de diferențiere față de săptămânile precedente. Uneori piața pare a evolua cu pași foarte mici, alteori sunt schimbări drastice. Când vorbim despre schimbare în piețele financiare, avem întotdeauna o idee în primă fază generală. Dacă suntem însă, vrem să mergem din zona de observație generală în zona mai profesională, spune, trebuie să învățăm să anticipăm și să diferențiem gradele de schimbare. Cu alte cuvinte, există diferențe uriașe între ceea ce înseamnă evoluție naturală a pieței și o evoluție trepidantă, dezordonată. Vom discuta astăzi despre EURUSD, despre instrumentele majore. Piețe chiar mai puțin cunoscute sunt și pe lista noastră, dar pot fi și în zona dumneavoastră de interes, așa că folosiți fereastra Questions pentru a sugera inclusiv instrumente de luat în discuție. Începem cu EURUSD, nu fiindcă este cel mai interesant instrument al săptămânii, ci fiindcă este cel mai lichid și urmărit și cred că ar putea redeveni în curând mult mai volatil decât a fost săptămânile acestea. Ceea ce se vede pe EURUSD, pe un grafic daily, e destul de clar, o dorință de a merge mai sus, o dorință pe care am comentat-o pe larg în webinarele noastre, chiar dacă am susținut noi, nu este întru totul susținută și de datele fundamentale. Ce contează pentru traderi, în primul rând, însă, este percepția și apoi contează anumite poziționări pe termen mai lung care s-ar putea să nu aibă de-a face iminent ceea ce numim noi fundamente. Poate să pară ciudat, dar haideți să ne gândim că avem de administrat o rezervă valutară, să spunem, de ordinul sutelor de miliarde și că decizia noastră este ca în timp să ne diminuăm expunerea pe dolari americani. Ce vom face? Vom alege alte monede majore, iar în momentul de față, candidatul cel mai bun este, totuși, chiar dacă nu văd încă răspunsurile apărând aici, umplând fereastra questions, e vorba totuși de euro. Cu toată dificultatea de acum, euro este o monedă larg răspândită în tranzacțiile comerciale și cele financiare, pe locul 2 în lume după dolarul american. Ceea ce se vede însă ține de un mix de factori pe care l-am comentat foarte pe scurt. Există această încredere aproape oarbă a piețelor că nu se va ridica dobânda în mod cert. Nu se va ridica în octombrie și foarte probabil nici în decembrie, poate undeva la anul, abia până în martie, la anul 62% probabilitate. Cunoașteți opiniile altor bănci de investiții. Este inclusiv între părerea pe care a avut-o Stanley Fisher, al doilea vorbitor în cadrul Fed, și sugestia pe care a avut-o ministrul de finanțe al Chinei, piețele au preferat ideea de bază a unei politici monetare relaxate. Am mai discutat, o să comentăm scenariile foarte curând după această introducere. Am mai discutat de ce înseamnă pentru Fed modul în care se mișcă piețele și așteptările lor.
Unii observatori ar putea spune la rece că Fedul până acum a cam fost captivă părerii piețelor, fiindcă nu a dorit să genereze panică. Sigur, există argumente reale de care ne putem agăța. Să spunem, datele din piața muncii au fost sub așteptări. Nu? Acesta ar fi primul lucru la care ne-am gândit. E drept, au fost date sub așteptări, dar haideți să ne gândim puțin la ce înseamnă aceste date vis-a-vis de trendul economiei. Un oficial al Fed a spus că șomajul poate să scadă și dacă avem undeva 150-160 de mii de locuri de muncă nou create pe lună. Deci nu 200 sau peste 200. Un alt vorbitor a spus că peste 100 de mii în perioada următoare, în lunile următoare, în momentul în care piața se apropie de echilibru, piața muncii se apropie de echilibru, ar fi o cifră bună. Deci haideți să ne recalibrăm așteptările din punct de vedere economic și să spunem că publicările care au fost percepute foarte slabe vis-a-vis de așteptări sunt totuși încă ilustratoare ale unei tendințe favorabile în piața muncii din Statele Unite. Și aici avem, cred, un divorț între piețe și economie. Piețele consideră că Fedul, de fapt, preferă să greșească, dacă este să greșească, în ideea în care oferă prea multă relaxare monetară și nu prea puțină. Aici este o teză centrală pe care vreau să o transmit. Deci, avem incertitudine, nu știm ce se va întâmpla. Dacă ridicăm dobânda prea repede, sugrumăm această revenire a economiei. Dacă o ridicăm prea târziu, vom avea la un moment dat în viitor inflație pe care o vom stăpâni numai cu tăieri foarte, cu creșteri foarte agresive de dobândă, care vor răni economia. Și s-ar putea să nici nu o stăpânim atât de ușor, s-ar putea să dureze mult odată ce se instalează. Între cele două posibile riscuri, Fedul ar prefera să fie mai doviș. Și acest lucru a fost semnalizat în mai multe ocazii în a doua jumătate a acestui an, de către Janet Yellen inclusiv. Aș vrea cu această fereastră de interpretare să înțelegem că datele din Statele Unite nu sunt chiar atât de rele, că de fapt o încetinire ușoară a ritmului de creștere, mai ales generată de anumiți factori temporari, cum sunt acum impactul petrolului scăzut asupra anumitor industrii. Știți că industria extractivă, se spune, și industria petrolieră a performat foarte bine în Statele Unite. A existat regiuni întregi care au avut un boom în momentul în care petrolul era încă în jur de 100 de dolari și extracția de tip fracking era în floare. Acesta nu se referă numai la industria respectivă. Există un impact larg în economia locală și chiar în mod indirect. Să spunem că se obțin niște venituri acolo, acele venituri sunt reinvestite. Poate că cei care își cumpără casă nu să-și cumpere în statele acelea, în peisajele acelea aride sau inospitaliere, ci își vor cumpăra poate casele la ei acasă, stimulând cererea agregată în plan local și așa mai departe. Lucrurile acestea au fost retrase. E drept, se spune că un preț mai scăzut al carburantului ajută economia la nivel global. E adevărat, e adevărat, dar efectul net este unul favorabil, care ține însă și de încredere. Dacă plătesc, haideți să spunem, să ne imaginăm că dintr-o dată benzina ajunge să coste la aproape la jumătate față de ce costa înainte. Ce voi face cu banii care rămân în buzunar în fiecare lună? Nu calculăm efectele indirecte pe prețul, pe transport și așa mai departe.
Ce voi face cu acești bani? Îi voi cheltui pe toți? Nu știu dacă vom face acest lucru. Gândiți-vă ce ați face dumneavoastră și imaginați-vă ce va face, ce ar putea să facă un cetățean american, ce s-ar putea face în mod agregat. Eu cred că, în funcție de ceea ce se cheamă propensiunea marginală spre consum sau spre economisire, nu vor fi cheltuiți toți acești bani. În diverse state și în diverse regiuni, mai mult decât în altele, în Statele Unite tradițional mult mai mult decât în alte economii, dar Statele Unite după criză nu mai arată chiar ca Statele Unite înainte de criză. Și de aceea aș spune că economia a avut într-adevăr un anumit drag, o anumită încetinire în legătură cu prețul petrolului. Dar haideți să revenim puțin. Pe scurt, datele din economia americană nu sunt, din punctul meu de vedere, atât de slabe precum ar sugera reacția pieței. Ideea de bază este că Fed-ul, dacă ar dori să facă acest lucru, ar putea să majoreze dobânda anul acesta. Mai interesant e faptul că a semnalizat sau a continuat să semnalizeze că este posibil, prin voci foarte ascultate, în mod normal, precum este cea lui Stanley Fisher, dar nu numai, a fost mulți vorbitori. Williams, Lockhart, au fost de aceeași părere. În ceea ce privește datele reci, datele hard din economie, unemployment claims, cereri de ajutoare de șomaj, 263.000. Mie mi-a rămas în minte această idee. 263.000 joia trecută este o valoare care aproape cere, aproape cerșește o majorare a dobânzii. Ieri a fost zi liberă, restul săptămânii a avut mai mult discursuri de politică monetară. De astăzi lucrurile încep să revină cumva în normal. Avem însă mâine lucruri mai interesante. Retailul în Statele Unite 3 și jumătate, retail sales și core retail sales. Pentru core se așteaptă o scădere temporară, minus 0,1%. Dacă vedem, această scădere este o cifră într-adevăr relativ slabă, deși eu văd doar o chestiune temporară. Joi, foarte important, CPI și core CPI. CPI-ul minus 0,2%, fiindcă prețurile la energie, știți că petrolul a avut o perioadă mai bună, apoi s-a corectat. Datele pe raportate joi vor capta o perioadă mai slabă, deci un minus 0,2 n-ar fi o surpriză. Ne interesează însă Core CPI, valoarea care exclude alimentele și energia, și acesta trebuie să fie un 0,1% lunar. De asemenea, e interesant de urmărit în calendarul financiar. Avem aici Consumer Price Index și Core Consumer Price Index. Veți vedea aici valoarea anualizată, 1,8%. Ținta Fed este 2%. Suntem la 1,8. Aici tind să cred pe Evans, mi se pare. Evans de la Fed avea o prezentare foarte bună din punctul meu de vedere, în care argumenta că dobânda trebuie crescută și calcula o diferență față de ținta duală a Fed. Diferență pe șomaj, diferență pe inflație. Și arăta că foarte rar în istorie a fost Fed mai aproape de atingerea țintei decât acum. Fie se îndepărta pe partea de șomaj, fie se îndepărta pe partea de inflație. Acum nu suntem chiar la 2%, suntem destul de aproape. Pe partea de șomaj suntem foarte aproape de full employment și atunci nu ar mai fi motive de a amâna. O decizie un pic simplă, sau ar considera el în simplistă, însă strict matematic asta se poate argumenta. Deci ziua de joi este importantă. Ziua de vineri aduce mai multe date din Europa. Vedeți, joi aproape nimic relevant din Europa. În schimb, vineri avem acest AICCP, care este un indicator de inflație calculat special. Este o chestiune
particulară pentru Uniunea, pentru zona euro și Uniunea Europeană se calculează în ansamblul său. O valoare a CPI-ului finală. Aici putem urmări, deci, și valoarea anualizată și valoarea lunară. Pentru zona euro se urmărește în principal valoarea anualizată. Core 0,9% și acesta contează mai mult. O valoare peste așteptări ar ajuta euro în sesiunea de vineri. Personal, sunt curios, cred că inflația în Europa este în general subestimată și subanticipată. Între timp însă văd că indicele german se duce foarte puternic în jos. Doar pe scurt, ziua de vineri 4,5% producție industrială și rata de utilizare a capacității. Am fost captivat de ceea ce vă povesteam vis-a-vis de Europa și trăsesem cu ochiul la DEI30 chiar de dimineață, când am venit de a te, mă gândeam despre ce să povestesc. Am ales acțiunile SAB Miller până la urmă, fiindcă a avut o variație spectaculoasă. Piața este însă în scădere. Discutam și la minutul de a te de UK 100, tendință descendentă. Nu doar UK 100, nu doar indicele din Marea Britanie arată rău pe termen scurt. Și DEI30 de asemenea, iar această evoluție deocamdată, dacă nu va fi reversată foarte curând, include o perspectivă descendentă. Chiar pe termen scurt ne uităm la 1964 ca nivel de suport. Dar acum revenim la EURUSD și desenăm o concluzie pentru a trece și la alte aspecte. Pe Europa, datele sunt decente din perspectiva mea. Mario Draghi este un pic mai optimist însă decât ar justifica-o datele, ne vorbind de o amplificare a programului QE, lăudând în stânga și în dreapta reușita programului anterior. Și din acest punct de vedere, cumva cred că contribuie la rebound-ul EURUSD, fiindcă nu a promis că va veni foarte curând cu o expansiune a programului QE. E și o chestiune de credibilitate, cred. Se gândește probabil guvernatorul BCE că dacă ar anunța acum, când încă mai sunt multe luni, aproape un an, mai puțin de un an, dar aproape un an din programul deja anunțat, să spui de acum că se va prelungi, înseamnă că nu ai încredere că va avea efect. Și acesta ar fi un aspect. Un al doilea, să-i mărești volumul, iarăși poate părea un gest de încredere. În momentul în care însă EURUSD ar merge mult mai sus, cred că balanța risk-reward s-ar schimba. Și atunci Mario Draghi ar putea să aibă un ton mult mai dovish. Un lucru iarăși pe care vi-l spun și apoi trecem la concluzii pentru EURUSD. A fost măsurat numărul de mențiuni ale cuvântului dolar în discursul Fed și el a atins un maxim al ultimilor ani în perioada recentă. Deci, în aceste câteva luni au fost referințe la dolarul american mult mai dese, cam de 2 ori și jumătate mai dese decât media trimestrelor anterioare. Deci, dolarul este o sursă de preocupare pentru Fed, concluzionau autorii acelui studiu, acelei numărători transpuse într-un grafic, și lucrul acesta nu ar trebui să ne scape. Eu sunt în bună parte de acord cu ceea ce se spune acolo. Fedul este atent la evoluția euro-dolar și ar putea să fie unul din ingredientele care au determinat decizia băncii centrale de a nu ridica rata de dobândă. Care este rezultatul acestei abordări pasive din partea BCE și neutre în loc de hawkish din partea băncii din Statele Unite? EURUSD merge în sens ascendent. EURUSD s-a apreciat și în momentul în care DEI30 avea o perioadă mai bună, indicele german. Acum aprecierea euro lovește în apetitul pentru indicele
și pentru acțiunile din Germania și Europa în general, tendința pare a fi una ascendentă. Ideea este, a dispărut paritatea, eu văd aici o fie observație, fie o întrebare. Cred că paritatea nu a dispărut, s-a amânat însă. Ceea ce se petrece aici este, după părerea mea, o corecție. E foarte plin acest grafic. Haideți să schimbăm totuși, să vă arăt unul mai liber. Chiar și pe un grafic atât de liber precum este acesta, se vede o tendință. O să schimb culoarea aici. Să punem un fel de mov închis pentru noutate. Să facem linia mai vizibilă. Deci, ceea ce se vede aici este o tendință ascendentă. Dar cum este această tendință? Încă este numai o corecție. Dar o corecție care ia timp. Raportată la mișcarea de aproape un an de zile, de scădere din 1,40 în 1,05. Din martie până în octombrie, abia am reușit să luăm 900 de pipși în totalitate. Am avut și perioade mai bune, dar acum despre asta e vorba. 900, poate un pic peste 900 de pipși. Nu e o mișcare largă. În termen procentual vorbim de 9%, dar după o scădere de vreo 25-30%. Așa că să păstrăm încă ideea că e vorba de o corecție. O corecție însă care ar putea să mai continue, alimentată treptat de depășirea unor linii de trend descendent, cum a fost cea de acum câteva săptămâni, când a mers peste 1,12, a fost un spike. Apoi, iarăși, o perioadă de ușoară consolidare, acum pare a fi din nou un spike. Perspectiva este ascendentă deocamdată, ceea ce cred însă este că în momentul în care Fed merge spre ridicarea dobânzii și o va face în mod gradual, Eurosatei va merge spre paritate. Doar că mă așteptam ca paritatea să fie atinsă în această toamnă, asta era ideea la începutul anului. Și nu ne vom ascunde spunând că, iată, nu suntem deloc la paritate. Asta fiindcă Fed-ul, pe care noi îl așteptam să ridice rata de dobândă, a decis că nu e momentul. Am căpătat mai puțină încredere în semnalizările obiective ale Rezervei Federale. Dar asta nu ne scutește de a reflecta asupra viitorului. Cred că percepția pe termen mai larg este încă ascendentă. Bun. Opinii despre tot despre asta, șansa a dispărut definitiv. Eurosatei până la sfârșitul anului să recupereze toată pierderea de anul acesta. Din punctul meu de vedere, șansa nu a dispărut definitiv, nici pe departe. Este un fel de timp câștigat de către Janet Yellen pentru a lăsa economia să se obișnuiască cu ideea unui dolar mai puternic. În linii mari, însă, nivelul de la care am revenit este un nivel cheie de 70,7. Dacă am spune că e doar o corecție, da, o corecție, iată, am pe nesimțite, v-am introdus un grafic și mai larg și mai cuprinzător, cel care ne arată mișcarea de la formarea euro până la vârfurile sale de la 1,60. Îmi amintesc că pe acolo erau 1,60, da, din 0,8-1,60, dublare. Foarte frumos, ușor de reținut. O formațiune diagonală în care am ieșit descendent. E, bătălia se va face din acest punct de vedere pe la 1,15-1,16. Și dacă mă întrebați pentru lunile următoare, cred că despre asta discutăm. 1,15-1,16. Dacă reușim să depășim această zonă, mai avem un reviriment destul de bun. Dar să mergem peste linia de trend și să reluăm ideea ascendentă, e singurul lucru care ne-ar salva de paritate. Mi se pare destul de dificil, de realizat.
Scăderea de anul acesta undeva spre 1,21. Nu este imposibil, văd o probabilitate sub 50%, dar nu este posibil. De ce? Fiindcă, deși acum lucrurile par a fi o corecție, s-ar putea ca aici, vedeți liniile acestea două, o să le schimb și acestea culoarea. O să fac un alt gen de mov. Dar s-ar putea să fie pentru unii observatori un triunghi asimetric ascendent. Și dacă avem ideea unui triunghi asimetric ascendent, atunci breakout-ul are ținta menționată aici. Prima țintă undeva la 1,19, ținta totală la 1,24. Cred că piața aceasta vrea să meargă mai sus și va merge mai sus în săptămânile următoare. Dar unde sunt argumentele de natură fundamentală care să alimenteze această apreciere? În momentul de față, economic, ele nu sunt suficient de puternice. Ceea ce poate însă să ne îngrijoreze este faptul că EURUSD în momentul actual s-ar aprecia dacă am vedea evenimente în continuare periculoase, evenimente care se trezească aversiune la risc în China, de exemplu. Chiar dacă această conexiune s-a mai atenuat în ultima perioadă, mă gândesc că o rundă de instabilitate a Chinei, că se va petrece acum sau peste câteva luni de zile, ar putea alimenta o apreciere susținută a EURUSD. Și acest lucru ar fi un game changer, și ne-ar duce sensibil mai sus. Nu ar schimba, după părerea mea, n-ar fi de ajuns să schimbe trendul larg descendent al EURUSD, dar ar pune probleme serioase. Tehnic am putea să ne agățăm de câteva lucruri. Din punctul meu de vedere, piața aceasta, în mod chinuit, va merge mai sus, însă poate să se apropie de zona 1,20, nu e ideea de bază, mai degrabă 1,18, 1,19 până la finalul anului. Dar acelea ar fi momente care ar prefigura un declin notabil și cred eu un declin spre paritate în momentul în care Fed-ul va ridica cele din urmă dobânda. Disensiunea în interiorul Rezervei Federale este mult prea mare pentru a ignora această dorință descendentă, această dorință de ridicare a ratei de dobândă, dorință care s-a reflectat descendent pe EURUSD. Am prescurtat puțin în minte ce vreau să zic. Ce ar mai fi de spus aici? Văd o mulțime de întrebări. Ar mai fi de spus faptul că, în ideea mea, Banca Centrală ar fi trebuit deja să meargă pe o ridicare a ratei de dobândă. Faptul că nu a făcut-o până acum generează anumite riscuri. Și cred că, în ciuda opiniei Goldman Sachs, care spune că dobânzile ar putea să nu crească nici măcar în 2016. Este imperativ necesar ca primii pași să fie făcuți cât mai curând. Dacă nu vor fi făcuți curând, atunci, într-adevăr, EURUSD va mai avea spațiu de manevră ascendentă, dar, de asemenea, la un moment dat, toată această amânare va ajunge să pună presiune exact în sensul contrar. Iar Fed-ul va fi nevoit să opereze ridicări rapide, bruște de dobândă, care vor aduce EURUSD mai rapid în jos. Deci e vorba pur și simplu de o comprimare a unui grafic normal, care înseamnă mai întâi secvența ascendentă și apoi una descendentă. Lucrurile acestea se profilează destul de clar, ceea ce poate să schimbe situația este un eveniment, un conflict militar de proporții uriașe sau alte, Doamne ferește, catastrofe naturale care sunt imposibil de anticipat. Bun, alte întrebări despre EURUSD. Shooting star de ieri pe daily, creștere agresivă, haideți să vedem. Shooting star de ieri pe daily a fost un shooting star, este drept. A fost un shooting star pe lichiditate scăzută. Asta este pericolul, dar am văzut și pe lichiditate mai bună și tot să nu se respecte. De aceea, aceste 2 zile ne explică de ce avem nevoie de confirmare, de ce teoria se bazează, teoria în mod ideal,
se bazează pe ideea unui semnal și a unei confirmări în ziua următoare. Tocmai fiindcă piețele se pot răzgândi. De fapt, ceea ce s-a întâmplat ieri a fost mai puțin relevant, fiindcă traderii din Statele Unite nu erau prezenți. Deci închiderea a fost una subțire și această subțirime a putut fi întoarsă astăzi. Bun, pe USD nu avem cumva un flag și apoi continuarea mișcării. S-ar putea să se definească un flag. S-ar putea să se definească un flag. Linia inferioară e bine definită, linia superioară decent definită deocamdată. Un flag însă ar trebui să nu continue foarte mult. Deci în momentul de față aș spune că ar mai fi vorba de câteva săptămâni. Noiembrie, final de noiembrie. Dacă la final de noiembrie nu suntem în jos puternic, atunci ideea de flag poate fi pusă deoparte. Încă este valabilă. Cred că lucrurile se pot mișca. Acțiune pe GBP/USD. Citesc aici. Haideți să mergem la GBP/USD, acolo unde este acțiunea. Trebuie să vină o mulțime de date. Ce s-a întâmplat? GBP-ul în jos. Bun. Haideți să vedem cum arată cifrele. Astăzi avem o minunată zi de 13. Datele sunt deja în calendarul financiar, mă bucur. Core CPI 0,1 față de 0,3, forecast CPI 0,2 în linia așteptărilor. Core-ul slab, 0,1 față de 0,3. Analizat nu e foarte rău. Analizat 0,2, lunar este slab. Producer Price Index. Da. Niște indicatori de inflație sub așteptări care au generat, au declanșat vânzări automate. Haideți să vedem cât e în aceste minute și cât era dinainte. O bună parte era dinainte, vedeți? O bună parte a scăderii. Poate că s-a anticipat ceva. Pe la 11,5 au început vânzări mai agresive. Și haideți să vedem dacă și pe EURUSD s-a întâmplat această mișcare descendentă. S-a întâmplat, dar mult mai atenuată. Pare a fi vorba de o chestiune tipică pe GBP/USD. Da, acțiune, într-adevăr, 52,61 aici e bătălia. Nu știu dacă reușește DIRA să se mențină peste acest palier. Dacă o va face, revine într-un range și opțiunea principală ar fi un ascendent. Dacă nu o face, închidere, deci la ora 12 sub 1,5260, avem în vedere 1,5230 și 1,52 ca nivel de suport. Bun. Haideți să încheiem cu EURUSD. O să revin pe graficul acela large, fiindcă e bine să fim consistenți. Deci am discutat de flag, mai era o corecție, o întrebare foarte bună, o corecție care durează 9 luni. Mai este corecție sau acumulare? Da, o corecție poate să fie corecție. Contează raportat la ce se miște, la ce s-a întâmplat înainte. Și ce s-a întâmplat înainte a fost o mișcare de aproape un an. Eu văd din, dacă vorbim de EURUSD, eu văd din martie. Deci, da, și de cele mai multe ori o corecție durează mai mult decât mișcările impulsive, fiindcă mișcările impulsive se fac rapid. Piața știe unde vrea să meargă. Corecția, cei care vor să reia ideea inițială nu sunt suficient de puternici, se marchează profituri, apare îndoieli, semne de întrebare, toate astea iau timp. Știți, deciziile în general se iau rapid, dar se pun în practică rapid, dar perioada de strângere a materialului, perioada de indecizie este cea care durează. Deciziile sunt ferestre scurte, sunt fulgere pe un cer în general nehotărât. Bun, pentru EURUSD, ceea ce vedem pe termen scurt este deci o șansă de apreciere, aici un grafic weekly un pic cam larg față de ce ne interesează pe noi. Piața poate avea probleme dacă închidem astăzi ziua undeva la 1.1365. Am putea vedea corecții spre 1.13. Dacă vedem pur și simplu închiderea astăzi, în jurul 1.13, să spunem 50-60, lucrurile ar întări shooting star-ul de ieri și piața ar putea
scădea ușor. Având în vedere mixul de date de această săptămână, eu mă gândesc că, în orice caz, mai spre finalul săptămânii, ar trebui să avem și un indiciu pozitiv pentru USD. E ideea mea. Cred că lucrurile sunt aproape la fel de împotmolite ca și în cazul GBP/USD. Așteptam de ceva vreme acolo o întoarcere, a venit după multe decalaje și ezitări. O situație în oglindă văd acum pe EURUSD, când așteptăm corecții, dar ele ar putea, corecții negative, dar ar putea veni după anumite încercări. Deci, un traseu decent ar fi, din punctul meu de vedere, unul în care, dacă astăzi piața închide, e foarte important ce se întâmplă la nivel de 20-30 de pipi. Dacă piața închide astfel, aș vedea poate o retestare a lui 1.13 sau a acestei secvențe descendente spre 1.12.40. O revenire ușoară și pe final de săptămână un dolar din nou un pic mai puternic. Dar toată această baleiere în timp pare a ne pregăti pentru o mișcare peste 1.14.40, 1.14.50. În momentul în care avem o închidere zilnică peste 1.14.50, putem avea în minte regiunea 1.15 sau chiar 1.16. Asta fiindcă piețele acordă întreaga atenție lucrurilor nefavorabile dolarului american. Întreagă cât fie spus, scandalul general de Volkswagen nu este un motiv pentru a vinde moneda unică europeană. Este în orice caz în atenția Băncii Centrale Europene și mai ales a Bundesbank, însă din punctul meu de vedere, nu este un game changer. Bun, cu asta cred că putem considera că am discutat despre EURUSD. La Daily Briefing vom relua în zilele următoare o analiză mai detaliată. Ideea mai largă am precizat-o deja. GBP/USD, lucrurile se joacă în continuare la 1,5261 după date mai slabe de CPI. În realitate, piața cred că era foarte dornică să rămână într-o regiune de consolidare laterală și să meargă mai sus. Acum, toată această idee a fost pusă în pericol. Probabil că se va căuta un nivel de suport în zona 1,52-1,5220. Piața care pare a face, care nu pare, chiar a făcut minime și maxime în scădere, deci pe tendință descendentă, este trasă în jos, cred eu, de o parțial de aceste cifre un pic mai slabe. Au fost niște PMI săptămânile trecute, nu doar săptămâna trecută, ci și în săptămânile anterioare, PMI-uri slabe, dar mai ales este vorba de acest zgomot de fond al dorinței de separare de Uniunea Europeană. Dorință care a dus chiar la propunerea lui David Cameron de a negocia aderarea la Uniunea Europeană pe 4 puncte esențiale. Primirea Europei la aceste propuneri este destul de rece pe câteva dintre ele. Partea cu lira sterlină și cu centru financiar cred că ar putea fi înghițită, însă alte aspecte ce țin de piața muncii mai puțin. Și această dezbatere cu ideea că dacă nu vă convine, noi vom pleca din Uniunea Europeană, nu face bine lirei sterline, deloc. Cu toate acestea, eu văd presiune mai degrabă descendentă în primă fază, inclusiv în urma acestor date mai slabe, dar o revenire și o stabilizare ulterioară. Average hourly earnings. Aici va fi interesant. Miercuri, mâine, la 11 și jumătate, alături de rata șomajului, 5,5%, așteptări și claim and count change, adică numărul celor care au depus solicitări pentru ajutor de șomaj. Average Earnings Index, se cheamă aici, nu este Hourly Earnings, ca să te uite, se așteaptă un salt la 3 luni față de anul anterior de 3,1%. Indici calculați de un think tank britanic au spus că este cel mai puternic interval de creștere din ultimii 15 ani.
Ar fi o veste bună, cred, pentru cei care lucrează pe acolo și pentru românii care sunt destul de numeroși care lucrează acolo. Ar fi o veste bună să fie salarii mai mari. Din ceea ce am putut observa, cred că sunt șanse să fie date bune. Lucrul acesta ar trebui să încurajeze Banca Centrală să fie mai rapid orientată pentru o ridicare a dobânzii, în ciuda a ceea ce cred piețele. Deci voi aștepta ziua de mâine cu mare interes. Până atunci, lira sterlină poate să fie cumva în defensivă. Joi și vineri, date din Statele Unite, preiau scena. Nivelul sub 1,52, dacă sunt cifre slabe sau joi, vineri, cifre extraordinar de bune din Statele Unite, ne uităm la 1,51-1,58, mai jos chiar la 1,51. Părerea mea este că în trepte trebuie văzută lira sterlină. Sub 1,52 s-ar putea opri la 51-58, nu-i va fi ușor să tragă mai jos, dar dacă o face, 1,51, nivel orientativ, dar nu departe de